Conducerea stațiunii de cercetare Popăuț a găsit o metodă de a promova producătorii autohtoni, dar și consumul de alimente proaspete și naturale. Mai precis, a cumpărat 4 rulote, dotate cu tot ce trebuie pentru vânzarea produselor de origine animală în cele mai bune condiții. Practic, rulotele se vor deplasa în cartierele orașelor, oferind o șansă producătorilor autohtoni, a fermierilor, de a-și vinde produsele. Totodată, câștigați vor fi și clienții, spun inițiatorii proiectului. De a veni în cât mai aproape de consumator și, sigur, producătorul local să fie cunoscut în așa fel încât produsele lor să ajungă pe mesele botoșănenilor. Și eu sunt convins că odată ce ne vom duce cât mai aproape de cumpărător, cumpărătorii sau cei din zona respectivă nu se vor mai duce în altă parte să-și ia aceste produse care le găsesc la rulote și se vor rezerva, din punct de vedere financiar, dacă putem spune așa, să-și achiziționeze de la fermierii noștri aceste produse și mă refer la caș dulce, telemea, brânză sărată, smântână de vacă, lapte de vacă, ouă, miei, păsări. Ideea s-a născut acum mulți ani, dar abia acum a fost găsită sursa de finanțare. Caravanele producătorilor vin și în contextul în care piața centrală este supraaglomerată. Noi ne-am dorit foarte mult, într-un fel, să scoatem în evidență produsele de calitate, produsele locale, fiindcă nu putem să stăm cu mâinile încrucișate atât timp cât, mai ales în această perioadă de pandemie, unde supermarketurile își expun tot felul de produse, iar noi, producătorii mici, să spunem așa, nu avem altă posibilitate de a ne valorifica produsele decât în piața centrală. Piața centrală este supraaglomerată. Mai mult decât atât, se dorește a fi o soluție de comerț în pandemie. În momentul de față este, cred că, cel mai avantajos, atât pentru producătorul local, cât și pentru cumpărător. Ce vreți mai mult decât să coboare din apartament, face 20 de metri, se duce la rulotă și ia produsele și se duce acasă. Rulotele au nevoie de avizul DSP și se preconizează ca de weekendul viitor, cu puțin noroc, comercianții să poată vinde în cartierele orașului.